Până și muribundul speră până în ultima secundă. E o combustie subînțeleasă a vieții, speranța. E sădit în noi un program de așteptare a unui mai bine. Da, asta ne ajută și asta, iartă-mă, într-un mod paradoxal, cu atât mai mult, cu cât ne naștem cu o condamnare la moarte în buzunar, și cu toate astea, traversăm toate etapele vieții, sperând, așteptând mai binele. Felul ăsta de a pune problema ne ajută să desolemnizăm nițel tema speranței. Fiindcă când spui speranță, spui ceva enorm, ceva sublim, pui în discuție un concept care ține de cerul suprem al virtuților, speranța. Ori speranța apare la nivelele cele mai mici ale vieții, apare în conversația curentă, apare în atitudinea noastră curentă de viață. Speri că există ziua de mâine, sper că există anul viitor, sper că o să fii sănătos cât mai mult timp, că o să ai o bătrânețe târzie și că o să ai o moarte ușoară. Sper tot timpul, fără să măcar să mai îți dai seama că tot ce faci e construit pe această speranță. Mai mult, orice acțiune întreprinzi, o faci în speranța reușitei ei. Orice intenție de a face ceva e însoțită de speranța că ceea ce încerci să faci se va întâmpla. Ba chiar modul nostru de a vorbi curent conține în el, sigur, expresii de tipul sper că ai ajuns cu bine la, da, Brașov. Sper că n-ai mâncat toată friptura din frigider, sper că nu te-ai lovit. Adică e întotdeauna un mod de a paria pe varianta pozitivă, deși știi că și aia negativă există. Da, te întrebam, nu ți se pare curios că asta se petrece în orizontul, finitudinii noastre, ca să vorbim pompos, al faptului, cum îți spuneam, că ne-am născut cu o condamnare la moarte în buzunar. Și cu toate astea, iată, viața noastră e traversată în permanență de sper, 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 sper. Asta poate avea două explicații. O explicație este că suntem inconștienți. Și anume, avem capacitatea să uităm acest lucru fatal, și anume că lucrurile se termină, inevitabil, la un moment dat. Asta e o explicație posibilă. Trăim în virtutea unei roze inconștiențe. O a doua explicație este că ceva în noi ne spune că moartea nu există. Noi putem trăi cu această condamnare la moarte în buzunar, cum spui, pentru că sperăm că ea nu e o condamnare definitivă. Și pe speranța asta, într-un dincolo care ne salvează de patosul cotidian al fricii de moarte, trăim, putem trăi, putem fi bucuroși, putem fi îndrăgostiți, putem să ne simțim bine. Da. Bun, am stabilit că nu există viață care să nu fie punctată de speranță, că e vorba de un metabolism curent în care speranța apare și că din viața noastră face parte în mod fatal faptul de a crede, de a aștepta mai bine. Există vreun opus al acestei tendințe, al acestei aplecări spontane, al acestei rețete care e viața însăși? Da. Opusul tradițional al speranței e frica. Drobul de sare. Oh. Să trăiești tot timpul cu sentimentul că e groasă. Că o să se întâmple sigur ceva prost. Speranța e o formă de așteptare, în fond. Dar așteptarea poate să fie una colorată pozitiv, poate să fie o promisiune, o încredere și poate să fie o panică permanentă. Cunosc oameni care, cum să scoară dimineața, simt că au încurcat-o. Deci e vorba de psihologia acelui care este terorizat, vedându-l negativ. Care vede mereu, în fond, speranța e un fel de aparia. Dacă mă culc și nu mă mai scol end. Mâine. Da. Nu? Dacă mă culc și nu mă mai scol mâine. Un bun motiv de insomnie. Da. Da. Într-adevăr, există oameni înclinați să aibă așteptări rele și necazul este că atunci când ai așteptări rele, de obicei ele se realizează.
Pentru că și atunci când ai așteptări bune, eu zic că de obicei se realizează. Speranța are această capacitate să producă obiectul speranței din însăși ființa ei. Uneori, când ai noroc. Poate o să ajungem să discutăm în ce măsură luciditatea sau firele lucide refuză să se hrănească sistematic cu speranța în măsura în care ea este doar o aspirație și nici de cum o certitudine. Există, ai fi tentat să extinzi, cum se spun, propensiunea asta a lui a aștepta mai binele, are un corespondent dincolo de viețile umane, este un lucru pe care trebuie să-l gândim numai în raport cu noi oamenii, sau se poate vorbi de dimensiune cosmică a speranței, sau nu e cazul? A, sigur, dacă am pomenit de prezența aproape subînțeleasă a speranței în fiecare din episoadele vieții noastre, trebuie să spunem că lucrul e valid și la nivelul naturii, aș spune. Un scriitor francez vorbea despre speranță ca fiind o taină primăverii, un mister al veșnicului reînceput. În fond, și în deci primăvara ca o relansare a timpului, a naturii, avea speranță este un fel de a interioriza o stare permanentă de primăvară. Iar în iconografie, culoarea clasică, tradițională, prin care e reprezentată speranța, e verdele, care e tot o aluzie vegetală a ciclurilor de moarte și reînviere. Dar tu ai dat, iartă, mai dat și un citat, ai dat și un citat din mine, pentru că n-aș vrea să-l las necomentat. Și am să mai dau unul, fiindcă, să vezi. Oricâte, nicio problemă. Bine, din Biblie și din tine am scos citate. Da. Așa m-am pregătit. Sunt mântuit, mai am puțin și urmează să fiu canonizat. Vreau să spun că în citatul pe care l-ai dat, și anume că am o încredere, cum era, că spun, niciodată nu ți-o minte. Mă trezesc uneori cuprins de o nerezonabilă încredere în soarta lumii. Da. Accentul cade pe nerezonabil. E da, pentru că speranța de care tot vorbim nu este un calcul. Nu este ceea ce obții la capătul unei argumentații raționale. Speranța nu se decide rațional. Nu e nicio simplă chestie de genetică. Speranța este un fel de încredere. Tema speranței e legată de tema încrederii. Eu pariez, eu mizez pe o evoluție pozitivă a lucrurilor și știu că ea este probabilă sau posibilă. Nu pot să ajung la virtutea speranței căzând pe gânduri și făcând niște evaluări tehnice. Virtutea speranței implică o anumită inflație interioară, o anumită dilatare a sufletului către un scop pe care îl iei drept scopul optim. Bun, dar trebuie să acceptăm că dacă vorbim despre speranță, ne situăm în permanență într-un univers al, în termenii teologii, religioși, ai căderii. Nu se poate imagina speranța decât pe un fundal al lipsei. N-ai cum să imaginezi o lume paradisiacă în care speranța încă există. Deci atunci când fericirea pare să fie compactă, speranța pare să lipsească. Promiteam că mai dau un citat din tine, pentru că ai scris undeva un text tare frumos despre speranță și acolo spui următorul lucru. Definită corect, speranța nu are nimic de a face cu fericirea. Pentru cel căreia nu-i lipsește nimic, problema speranței nu se pune. Ce vom mai ști despre speranță în clipa în care, iată, vom intra în paradis? Și conchizi, prezența speranței e de negândit fără experiența unde ambianțe dezesperante. Scoțând eu citatul ăsta din tine, un gând răutăcios m-a făcut să-ți replic. Pentru că din tot ce am citat înainte, rezultă că omul care speră cel mai mult este omul cel mai disperat. Cel căruia îi lipsește totul, nu mai speră nimic. E disperatul însuși. Deci e foarte greu de tras linia de unde începe
câtă cantitate de lipsă, de rău, de nemulțumire, de insatisfacție trebuie să aibă viața unui om ca speranța să aibă sens și să se mențină integră? De unde începând, de la ce cădere în jos, de la ce mizerie, nenorocire absolută a vieții, disperarea ia locul speranței. Deci e destul de greu de spus prezența speranței de negândit fără experiența unei ambianțe dezesperante, pentru că la limită de aici rezulta că cu cât ești mai disperat, cu atât speri mai mult. Ori sunt oameni care ating un asemenea grad al disperării, sunt de imaginat asemenea situații infernale în viață, în care speranța nu mai joacă. Și atunci, fundalul ăsta, dialectica asta, lipsă speranță, nu mai funcționează. Dacă atingem gradul disperării... Nu, acum, a spune pe baza citatului meu că, în rezumat, el înseamnă nu pot să sper decât pe un fond de disperare, e un exces. Eu spun doar că există în speranță întotdeauna o motivație care e experiența realistă a insuficiențelor vieții. Viața nu e o coreografie de zâne. Și nu e normal să spui, dom'le, întrucât viața nu e o coreografie de zâne, întrucât avem necazuri și uneori, cum se întâmplă astăzi, mari necazuri, atunci avem un combustibil de speranță extraordinar. Nu, e vorba doar că speranța nu este o virtute nerealistă. Nu se bazează pe faptul că pui deoparte rău, greutățile, momentele de exasperare. Nu, ea le include pe astea. Ea construiește pe baza unei imagini realiste. Altfel este visătorie pură, este un fel de iluzie. Și o să ajungem să vorbim poate despre asta. Unul din lucrurile cele mai rele în materie de speranță e să o confunzi cu iluzia, cu minciuna de sine. Dar apropo de omul disperat, fiindcă l-ai adus în discuție. Da, e foarte interesant ce spui. Important e totuși să reținem că un anumit fundal al lipsei, de lipsă ca detentă pentru speranță, trebuie gradat, nu? Pentru că alminteri accepți că există situații, cum ziceam, infernale ale vieții, lagărul de exterminare ca loc al lipsei de speranță, al disperării, nu? Ori, ce te faci când viața lovește un om, așa cum în mod biblic l-a lovit pe Iov, de pildă, când te trezești în față cu un destin distrus, în care nu mai e loc pentru speranță? Ce facem cu un om disperat? Întâi, o scurtă revenire la episodul anterior. Sigur că în momentul în care obiectul speranței e atins, speranța se suspendă. Când spui, sper să ajung cu bine la Dorohoi, în clipa când ai ajuns la Dorohoi, nu mai sper să ajungi la Dorohoi. Așa s-ar părea. Ești acolo. Pe de altă parte, în clipa... O împlinire totală. Pe de altă parte, și eu am fost la Dorohoi, este o posibilă încununare. Pe de altă parte, în clipa când exprimi speranța asta, e clar că nu ești la Dorohoi. Și că ai în față un traseu de parcurs care nu are toate garanțiile reușitei. Acum, legat de omul disperat, care e un personaj... Dacă o ținem cu Dorohoiul, dacă vrei să ajungi la Dorohoi, dar îți dai seama că n-ai niciun mijloc să ajungi vreodată acolo, da, în tine se instalează disperarea. Ce spui unui om care trebuie să ajungă musai la Dorohoi, dar n-are niciun mijloc să ajungă acolo? Ce spui unui om care du-te vrea la tecuci, să... Deci ce spui unui om cu adevărat disperat? Da. Păi, întâi și întâi nu-i spui mare lucru. Dacă unui om disperat îi faci teoria speranței, aruncă cu o clocită în tine pe bună dreptate. Orice teorie, orice discurs despre speranță, orice înțelepciune de mătușe care... Nu e cazul. Viața e frumoasă, stai puțin, nu vedea lucrurile. Asta nu duce la niciun rezultat. Întâi și întâi trebuie să dai omului dreptul să fie disperat. Să fie rușine de momentele tale de disperare. Ai voie, din când în când, să îți pierzi speranța. Și să accepți că asta face parte din metabolismul
vieții grele pe care orice om o duce, în orice tip de lume. Și al speranței însăși. Și al speranței însăși. În al doilea rând, cred că reacția cea mai potrivită în fața unui om disperat, de obicei din cauza unei nevoi, a unei insatisfacții, e să încerci să-l ajuți concret, dacă poți. Deci o intervenție tăcută, dar sprijinitoare, este mult mai importantă decât discursuri, decât speculații și așa mai departe. Și în sfârșit, dacă nici asta nu poți, ai soluția ultimă, să-l îmbrățișezi. Să-i dai sentimentul unei solidarități, al unei compasiuni, în care el să nu mai trăiască singur disperarea lui. Pare poate sentimental, pare poate ușor de expediat, dar e foarte greu să îmbrățișezi un om aflat în starea de disperare. Și e foarte ușor, fie să-l judeci, să spui, Doamne, nu, nu-i frumos ce faci, ține-te tare, fii bărbat. Fie să explici metafizic cum e cu speranța, cu disperarea, așa sau mai departe. Sau să-i spui pe semne că plătești ceva. Da, să-i faci teoria recompensei, respectiv a pedepsei. Da. Ai făcut ceva dacă s-a abătut asupra ta o semnă nenorocire. Da, nu, e frumos ce spui, numai că întrebarea e dacă un om pe care îl îmbrățișezi în mijlocul unei supreme nenorociri mai are deschidere pentru îmbrățișarea ta. Da. Asta trebuie să vezi, dar întâi trebuie să-l îmbrățișezi ca să vezi dacă are deschidere. Ne învârtim puțin în jurul problemei pe care nu avem cum să o ocolim atunci când discutăm despre speranță, pentru că bănuiesc că toți cei care ne ascultă acum își pun întrebarea de ce nu avem un debușeu către locul unde speranța a fost discutată cu șanse de a se instala în viața noastră într-o formă extrem de rafinată și de consolidată. Nu, speranța în spațiul religiei. Aici trebuie să ne imaginăm că există o speranță laică, profană, și că deopotrivă există speranța creștină, de pildă, în cazul religiei în care facem noi parte. Sau mulți dintre noi fac parte. Întrebarea e, poți avea speranță? Lucrurile merg atât de departe încât mulți se întreabă dacă poți avea o speranță în afara unei religii a speranței. Există speranță laică profană? Sau există speranță laică, o speranță profană? Toate utopiile sociale și politice exprimă acest tip de speranță. Marx a creat speranța că... Iartă-mă, nu accepți că ar exista speranță profană. Cum să nu? Numai că teoria mea, dacă facem teorie, este că, și nu e numai o teorie, este că dacă speranța se cuplează numai cu ceea ce înseamnă realitate imediată, ai toate șansele să sfârșești în dezamăgire. Pentru că, în general, realitatea imediată nu face față la infuzia de speranță pe care noi o introducem în ea. Noi sperăm întotdeauna mai mult decât poate oferi realitatea. Și din cauza asta suntem gata copți să fim dezamăgiți. Da, am căzut de acord înainte că speranța este un motor curent al vieții. Da. De pildă, scriu o carte și sper să aibă succes. Asta este un mod de a mă înscrie în orizontul speranței fără nicio dimensiune religioasă. Bun. Majoritatea actelor noastre de speranță se mișcă pe acest teritoriu al cotidianului. Au bătaie, nu neapărat ce se întâmplă cu mine după moartea mea. Nu poartă asupra acestei întrebări, ci sunt, cum spuneam, gesturi secvențiale de speranță profană. Bun, aici aș vrea să fac o distinție care era foarte dragă, mi-aduc aminte, domnului Țuțea, care spunea, dom'le, să nu confundăm idealurile cu scopurile. Adică faptul că vrei să tragi o nuntă bună, nu e chiar un ideal. E un scop onorabil,
un scop e să și vrei o mașină, să și vrei o casă. Și sper că nunta va ieși bine sau că vei obține mașină. Da, e un fel de a vorbi. Dar e prea puțin, dar spui e tu. Puțin. E un simplu scop imanent și realizabil. Păi când idealurile au altă anvergură și asta e și lămuritor pentru tema speranței. Dacă speranța ta e legată de scopuri curente, poți să le împlinești, poți să nu le împlinești, însă... Deci ce spui este că speranța laică, până la urmă, este legată în mare măsură doar de șansă. Că e un dialog cu șansa. E legată de șansă. Și da. Sunt și șanse ca lucrul ăsta să se petreacă. Da, sigur. Și dar e prea puțin, da. Spui tu. E prea puțin. Pentru că da. Nu există... Pentru că... Dialogul cu ceva de partea cealaltă sau cum? Pentru că... În materie de speranță trebuie să ai mereu conștiința că realitatea și lumea nu sunt lor înșile suficiente. Lumea nu e destul. Noi putem trăi și gândi lucruri care sunt dincolo de ea și fiindcă m-ai întrebat ce faci când vrei să mergi la Dorohoi și n-ai nicio șansă, constați că n-ai cum, aș spune că aici intervine tipul de articulare pe care religia o introduce în tema speranței. Religia introduce legat de asta două teme. Tema răbdării, în textele evanghelice se asociază răbdarea cu speranța, adică tenacitatea de a aștepta și încrederea că așteptarea ta se va împlini. Și o a doua temă e tema asistenței, tema ajutorului. Nu ești singur în aspirația ta. În speranța laică ești tu și obiectul către care tinzi. Și șansele evaluabile. Și șansele, da. În speranța de tip religios ești tu, ești obiectul de atins și e un intermediar care îți promite, care te ajută. Există o făgăduință. E, făgăduința aia contează. Una e să te duci la Dorohoi întrebându-te dacă reușești sau nu și una e să simți că drumul spre Dorohoi este un mecanism, e o instalație în care, la care lucrează mai mulți. Unii mai puțin evidenți, mai puțin văzuți. În scrierile Apostolului Pavel se vorbește despre faptul că speranța e adevărată când speră la ceva care nu se vede sau când se vede însoțită de lucruri diafane, de lucruri imperceptibile, că ceea ce se vede nu ți inspiră speranță, ci eventual apetit. Speranța... Acum, fac o scurtă paranteză. O să mai invocăm, probabil, în discuțiile noastre, pasaje din textele sacre și țin să spun că e vorba de un tezaur formidabil care merită repus în discuție, dar altfel o spun cu toată melancolia, decât e pus de obicei în discuție. Ori în discursuri moralizante de o plictiseală fără margini, care seamănă a o dăscăleală măruntă și previzibilă, ori într-un fel de psalmodie dulceagă din care omul nu se alege cu nimic. Sunt foarte multe moduri de a comenta textele religioase chiar înăuntru profesiunii, ca să spun așa, care nu cuceresc interesul și dorința de înțelegere a interlocutorilor. Și eu sper ca din când în când să reușim să vorbim despre lucrurile astea, încercând să le așezăm în contextul lor intelectual real. Uite, hai să luăm pasajul la care te-ai referit, din Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, în care spuneai tu, în această scenografie a speranței creștine, spre deosebire de speranța laică în care ești singur cu tine, dincolo există o colaborare și trebuie să accepți că la capătul drumului este un nevăzut. Iartă-mă că te întreb o secundă ca să precizez gândul ăsta. În speranța mundană, lumească, ești tu în drum spre țintă. Ceea ce se întâmplă spectaculos înăuntru definiției religioase a speranței, este că și ținta spre care mergi vine spre tine. Lucrurile devin o întâlnire.
Realizarea speranței e o întâlnire, nu e pur și simplu efortul tău solitar și eventual disperat. Fiindcă poți urmări obiectul speranței și cu un fel de nesănătoasă disperare, încrâncenare. Însă, din ce ai spus legat de tema speranței religioase, ai aruncat, ai făcut sugestia către nevăzut. Da. Adică exact tema pe care Pavel, și am citatul pe care vreau să ți-l amintesc, din Epistola către Romani. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede, nu mai e nădejde. Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. În ce măsură putem noi opera în viața noastră curentă, mereu cu dimensiunea invizibilului? Pentru că speranța care a părăsit terenul laicului trebuie să te facă să capeți o competență a dialogului cu nevăzutul. Câți oameni sunt capabili să poarte dialogul cu nevăzutul? Bun, trebuie spus pe de altă parte că nevăzutul nu este o nebuloasă pasivă. Nu stă undeva nevăzut și așteaptă să te raportezi la ea. Nevăzutul în spațiu religios e o realitate dinamică care se manifestă, care se aude, care intervine, care cheamă. Deci este o instanță enorm activă. Trebuie doar să ai urechi de auzit ca să reacționezi la acest, așa zis, nevăzut. Fapt este că dacă speranța e strict legată de aici, atunci au dreptate stoicii, în târziul lumii grecești, care spun, dacă ai speranțe prea multe legate de aici, e fatal să ajungi disperat, să ajungi nemulțumit, încât soluția e să nu mai ai speranțe. Față de acest tip de soluție, soluția creștină care începe chiar în finalul stoicismului este, există un singur fel de a nutri o speranță, să ieși din perimetrul aici. Sigur că asta nu e la îndemână. Sigur că asta înseamnă o întreagă dispoziție a sufletului. Dar eu spun așa, dacă e să te raportezi la un dincolo, ai nevoie de virtuți care în sine sunt foarte importante. Una e răbdarea, una este curajul, alta este încrederea. Cu încredere, cu curaj, cu răbdare, lucrurile se pot construi. Iar faptul că acest dincolo e decisiv, spune ceva totuși despre conștiința chiar a celor care nu îl conștientizează ca atare. Toți ne raportăm la moarte, la suferință, Andrei, la ce-o fi dincolo și așa mai departe. Vorbim și am intrat pe teritoriul ăsta atât de complicat al speranței religioase și nu te-am întrebat, de fapt, când e vorba de speranța creștină, ce anume se speră din punct de vedere creștin. Mântuirea, nemurirea, împărăția lui Dumnezeu. Da. Dar ce ciudat lucru. Toate astea... Acum o să spui ceva care o să mă enerveze. Cum ai simțit? Da. Există, pentru mine, când am citit cu diferiți ochi, ai diferițelor vârste, textele evanghelice, la un moment dat mi-a apărut un mare semn de întrebare. Există în Evanghelii un fel de cointeresare care este pus în joc de tipul ăsta. Ți se cere ceva, pentru că nu obține cineva care se înscrie într-un comportament neconform. Trebuie să ai o anumită disciplină, o anumită convertire. A deveni credincios înseamnă să accepți, să asimilezi sau să ajungi să ai un anumit stil de viață. Ți se cere însă și ți se dă în schimb. Ți se cere să-ți lași casa, nevasta, copiii, părinții, frații și în schimb primești, citez, mult mai mult în veacul acesta, de acum, iar în veacul viitor, viața veșnică. Te întrebam ce anume promite speranța creștină. Asta. Și aici apar două întrebări, dacă mă poți urmări. Încerc. Cum ți se dă mai mult în veacul de acum, după ce ai lăsat totul din veacul de acum? Casa, nevasta, frații, ce să ți se dea mai mult?
mai mult decât ți era cel mai drag cu putință? Asta e prima întrebare. Deci ți se cere să dai tot ce ai mai drag pe lumea asta și ți se spune ți se va da mai mult începând chiar cu veacul de acum. Iar în pasul 2, în veacul viitor, împărăția, viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu. Lucru care m-a uimit în tot această context este cum poate fi împărăția lui Dumnezeu scoasă la schimb. Ideea mea despre creștinism este că e o promisiune și un dar gratuit. Ți se dă de dragul dăruirii. Mântuirea trebuie să fie un lucru pe care îl obții fără plată, fără în schimb. Da. Deci nu-mi place povestea cu vei avea viața veșnică, în schimb vei primi viața veșnică dacă vei face un 2-3. Da. Bun, sigur, ca să obții ceva din ceea ce ți se promite, trebuie și tu să participi într-un fel. Nu te aștepți, nu te pui într-o postură de așteptare pasivă și lacomă. Nu? Nu consider că e subînțeles că o să capeți. Trebuie să faci unele lucruri. Acum, nu trebuie înțeles că ceea ce cere apostolul Pavel acolo este să te faci călugăr și că altfel n-ai nicio șansă. Lucrurile astea trebuie citite cu o atenție ceva mai răbdătoare. Și anume, nu e vorba a lăsa casa, familia, nu știu ce, prietenii și valorile lumii de aici. E vorba de a nu te atașa de ele ca de valori supreme. E vorba să înțelegi că ele sunt dublate și trebuie să fie dublate de valori care le depășesc. Că ele au sens numai în măsura în care se integrează într-un concert de valori care e mult mai amplu. Adică dacă iei oricare din aceste valori de aici drept supreme, e ca zi în idolatrie. Dacă începi să spui nu. Zeul meu este meseria, zeul meu este cariera, zeul meu este familia, tot în religie ești. Numai că ești într-o religie care nu merge la vârf, ci merge la ipostaze subalterne. Nu ți se cere să renunți la tot, ți se cere să te situezi corect față de tot. Și când vorbim de un dincolo și de un nevăzut și de scopul speranței, vorbim de fapt, ca să trecem în termeni lumești, despre un sens al lucrurilor. Speranța în fond este o încredere într-un sens ultim al istoriei, al vieții, al omului. Fără postulatul unui dincolo, lucrurile nu prea par să aibă mult sens. Te agiți, faci, dregi și dispari. Da și nu. Din momentul în care eu îmi dau un sens vieții mele, găsesc un sens vieții mele, aici, din clipa aceea, declanșez mecanismul speranței. Adică aș spune că mai degrabă nu poți imagina speranța în afara căutării unui sens al vieții tale. Un om care și-a găsit un sens al vieții lui, care și-a dat chiar și iluzii fecunde, care îl trag înainte, este un om care poate spera. Sunt de acord că nu poți spera în afara unui sens căutat și găsit al vieții tale. Dar alminteri, în discuția pe care am început-o, îți spuneam ceea ce mă contrariază, este acceptând că viața mea însăși este un dar. Ea mi s-a dăruit cu toată bogăția lui aici și din bogăția lui aici face parte și casa, și nevasta, Gabriel, și copilul, Gabriel, și tot. Stai puțin, că lumea asta cu aici, cu pomii, cu arborii, cu femeile, cu asta, e cu creația... trupul nostru, da, cu plăcerea lui. Trupul nostru e creația lui Dumnezeu. Nimeni nu spune că astea sunt niște erori, niște scăpări de picior și trebuie înlăturate ca să ajungi ce? În fond, dacă mă întreb care e pentru un om care are dincolo în vizor sensul speranței, am să spun că este convingerea că lucrurile au sens și că există un happy end. Un om angajat în speranță e un om care crede în happy end și în sens. Adică crede că indiferent câte necazuri vin peste el, există în final ceva care reorganizează haosul și
aglomerația asta de necazuri într-un întreg cu sens. Eu nu pot trăi dacă simt că lucrurile n-au sens. Eu personal, dacă îmi intră în cap că singurul sens al lucrurilor e să trag o casă, o carte și să îmi asigur un trecut în viitor, fiindcă asta face omul de tipul ăsta, spune, o să supraviețuiesc în memoria copiilor și prin operele mele. Cu alte cuvinte, o să devin trecutul viitorului meu. Ok, da. Hai să dăm o șansă. Dar sunt tot aici, da. Dacă suntem onești în discuția noastră, trebuie să ținem cont de două lucruri. Că există oameni nefericiți, accept, da, care nu se pot bucura de harul credinței, da, sau că cei care se bucură de harul credinței au momente de îndoială. Da. Că îndoiala face parte din economia credinței și că fie în îndoială, fie în lipsa de har a credinței, îți apare ideea că speranța bazată pe un dincolo presupune un pariu cu termen neverificabil. Da. Și atunci e imposibil să nu spui întrebarea, ce mă fac eu singur cu viața mea în brațe? Nu există decât două variante, două răspunsuri la întrebarea asta. Ori mor disperat, tocmai pentru că nu mai am speranța unui dincolo și pentru că accept greu că lucrurile se sfârșesc aici, ori accept că splendoarea vieții este de a avea un început și un sfârșit. Și, vorba ta, accept în mod stoic faptul că am trăit o viață cu împlinirile ei, cu splendorile ei, că poate am făcut bine în jur, că poate am lăsat în urma mea lucruri de care alții îți vor bucura, și că asta este o viață împlinită. Alminteri, mă suspectez că, mizând în permanență pe un dincolo neverificabil, pot să ajung să trăiesc mințindu-mă. Da. Există atunci această variantă, sigur, de a gândi lucrurile. Nu orice om se naște pe lume, da, cu harul credinței. Așa este. Eu nu, rolul meu, și nu asum un asemenea rol, nu e să fac aici propagandă sau misionarism, nu e treaba mea. Eu pot să spun doar două lucruri. Primul lucru pe care pot să-l spun este că atunci când tu spui mă raportez la un dincolo neverificabil, întrebarea mea promptă este dacă e verificabil faptul că dincolo nu există. Nu. Păi nu e nimic verificabil. Nu. Și cu asta suntem în miezul definiției speranței. Speranța e o miză pe neverificabil. Asta spune textul ăla, pe nevăzut. Spunea cineva, credința înseamnă să crezi ce e de necrezut, să speri ce e de nesperat, să înțelegi ce e de neînțeles. Credința este o formă, și speranța de tipul ăsta e o formă de existență la limită, de existență intelectuală. Cât despre cei care n-au harul credinței, care se întâmplă că nu cred sau că... Eu am o singură obiecțiune aici, am întâlnit asemenea oameni numeroși și n-am nimic cu ei, dar am observat ceva. Ei au stabilit că n-au credință înainte de a fi făcut orice fel de tentativă de palpare a zonei. Dom'le, dacă te preocupă problema asta, dacă îți pui întrebarea de ce n-am eu credință, de ce sunt eu așa de, cum să spun, legat de aici, fără să am nicio deschidere spre dincolo, eu vin și te întreb, ai făcut, dom'le, ceva să vezi cum ar fi dacă? Ai nu, făcut nu ceva? Ai, ai pus mâna pe vreun nu, text? Nu ai, ai căzut pe gânduri? Te-ai întâlnit cu vreunul? Da. Ai făcut toate astea. Da. Dar persistă teama, da, persistă teama, domne, că pariezi pe un lucru, sigur, inexistent. Domne, iar teama asta persistă și în inima, da, celui mai credincios. Așa este. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, stă scris în Evanghelie. Nicu Steinhardt a scris în pușcărie Jurnalul Fericirii, că spuneai că sunt situații de disperare ireductibile când ești într-o pușcărie. Nu e sigur. Repet, nu vreau să mă transform aici, pentru că eu nu sunt un om edificat așezat în fotoliu ăsta ca să fac cu degetul la popor și să spun, fiți atenți care-i drumul. Există alții care fac asta, vorbitori, da, la televiziuni, care fac asta după o postură statuară de oameni care sunt deja în fotoliu de orchestră în paradis și ne aruncă și nouă câteva sfaturi așa în drum. N-am această postură. Spun doar
că nu există speranță fără încredere, fără curaj și fără efort. Ar mai exista o variantă. Pentru cei care, să ne înțelegem, este absolut limpede pentru mine și sper să accepți asta, că sunt acolo, că este infinit mai fericit un om care trăiește în spațiul speranței religioase, nu numai acelei laice. Da. Adică viața lui devine mai bogată, mai ușoară, mai încărcată, mai bogată. Dar când nu are șansa să se instaleze în asta, din diferite motive, nu din pricina unei lipse de culturi religioase, ci din pricina unei anumite structuri de luciditate care îl face mereu să-și spună să trăiască în orizontul acestei temeri. Poate ce iau eu drept obiect al speranței mele este o fantasmă. Poate că îmi iau dorințele și speranțele care sunt fantasmace, drept realități. E o mare greșeală să-ți imaginezi că tot ce speri sau dorești e realul însuși. Dar ar exista și o altă variantă. E tot o vorbă pe care l-ai pomenit pe Steinhardt. Și mi-a venit în minte vorba asta. O vorbă foarte frumoasă pe care a spus-o unui prieten, care îi spunea, nefericitul de mine, nu pot să cred. Sunt prea lucid ca să cred. Și a spus, Dumnezeu în care spui că nu crezi, crede El în tine. Accepți că există această variantă de a rezolva lucrurile? De a te agăța de un Dumnezeu care, dacă există, ți se adresează, te urmărește, îți conturează un destin, îți dă senzația când te uiți în urma ta că nu te-ai întâlnit întâmplător cu niște oameni excepționali, că viața ta a căpătat o configurație care nu ți-e neplăcută și că ea nu poate să explice doar prin ea însă și prin hazard. Hai vorbi mai frumos decât puteam vorbi eu. Sigur că Dumnezeu nu e un concept, dacă intri în spațiul ăsta, ci o persoană, se repetă mereu lucrul ăsta, adică e un interlocutor, adică e un partener. Prin urmare, ai spus un lucru decisiv, dar vreau să mormăi ceva împotriva lucidității. Fiindcă constat de multe ori că în discursul de distanțare față de sfera asta atât de nesigură a religiosului, apare ca virtute luciditatea. Domnilor, eu sunt un om lucid. Luciditatea mă împiedică. Dom'le, cu luciditatea nu faci nimic. Nu te poți bucura de nimic cu luciditatea. Nu poți să ai nici plăceri dacă ești hiperlucid. Nu poți să vii la o masă bună să spui, dom'le, eu sunt lucid, eu știu că aici sunt atâtea grade de colesterol, eu știu că asta mă duce la gastrită și în general sunt lucid. Masa asta este o iluzie.